transportat de o șalupă rapidă, echipat corespunzător în costum de neopren, cu ochelari și butelie de oxigen. Moșul i-a salutat din adâncuri pe copiii care îl așteptau nerăbdători. A ajuns la mal, a fost întâmpinat cu mare bucurie. Dragii moșul, de când nu v-am mai văzut, ce mari v-ați făcut unii dintre voi! Cum e apa, moșule? Este foarte caldă, foarte caldă, dar pentru copiii noștri vin de oriunde. Te-ai întâlnit cu delfin? Nu pot să vă spun. Foarte lung. Ai văzut delfin în apă? Ei m-au ajutat să vin aici. A fost pe post de reni. Și renii unde sunt? Dacă vă uitați, ajutoarele mele acolo jos sunt. Of, of, of. Aș vrea să stau puțin de vorbă și cu dragii mei. Vă rog să-mi faceți puțin loc. Moșul a obosit. Se duce să schimbe de hainele astea zdrențulite și ude. Și o să ne vină la voi să vă împartă cadouri. Mulțumim! Să stați aici, să mă așteptați, da? De unde a venit? De la Pălor Nord. Păi și dai văzut că a ieșit din apă. Unde au fost renii? Unde a lăsat renii? Acasă. Și cine l-a ajutat să vină până aici? L-ai auzit că a spus? Da. Da. Ai văzut sacul era plin? Era acolo și un cadou pentru tine? Da. Ai fost cu minte? Da. Și ai scris moșului? Da. Ce ai scris să-ți aduci? Un alt telefon. Și data viitoare nu-i mai trimiți scrisoare, îl suni și îi spui ce să-ți aducă de pe telefonul cel nou, da? Da. Unde i-a lăsat Reni? Cine l-a ajutat să vină până aici? Scafandrii. Scafandrii și delfinii, eu așa am auzit. Am înțeles. L-au ghidat bine. Da? I-ai scris? Da. Și ce ai scris să-ți aducă? Un ceas. Ai fost cu minte? Da. Deci vine ceasul. Da. Era acolo în sacul ăla plin cu cadouri? Era? Era și ceasul. După ce a schimbat costumul și și-a uscat barba, moșul a început să împartă cadourile mult visate. Cine era domnul acela cu barbă cu care Moș Crăciun. Moș Crăciun. De unde a venit Moș Crăciun? Că eu am văzut că n-a venit așa cu Sania. De unde a venit moșul? Din apă. Din apă. Păi ce moș vine din apă? Ce fel de moș e ăsta? Moșul Scafandru. Scafandru, am înțeles. Și l-au ajutat delfinii, știi? Da, ai fost cu mine? Da. Și ți-a adus ce ți-ai dorit? I-ai scris moșului ce vrei să-ți aduci? Păi, nu. Nu i-ai scris? Am înțeles. Dar moșul oricum știe și dacă copiii sunt cu minți, el vine oricum la copii cu minți, așa-i? Am înțeles. I-ai spus și o poezie? Da. Este o tradiție pe care o respectăm an de an, pentru că ea nu se adresează nouă scafandrilor sau personalului unității, ci se adresează copiilor, unor copii la, ai cadrelor, dar și copiilor care, datorită unor situații mai deosebite, nu pot beneficia de venirea moșului într-o formă în care el să vină la acasă la ei, și atunci ne asigurăm că toți cei care pot ajunge la această dată la în portul Constanța, în portul militar Constanța, vor fi primiți de moșul și vor primi un cadou așa cum poate și-au imaginat și au scris în listele lor de rugăminți către moșul. Este... Au fost cu minți copiii? Copiii sunt cu minți întotdeauna. Călătoria moșului este abia la început, iar în scurt timp va ajunge la toți copiii.